Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă, ultima din luna ianuarie, o lună destul de încărcată din punct de vedere a evenimentelor. Am reușit să finalizăm evaluarea pentru fosta grădință din cartierul Nicolae Bălcescu de pe strada Bogdan Dragoș, acolo unde dorim realizarea unui centru pentru Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap din România și acest obiectiv va fi cuprins în lista de investiții care urmează a fi aprobată odată cu bugetul. Mai rămâne să identificăm împreună cu colegii mei acele utilaje de joacă dedicate pentru copiii cu dizabilități, astfel încât să amenajăm și curtea exterioară cu astfel de locuri de joacă pentru ei. Așa cum v-am anunțat încă de la începutul acestui an, ne dorim foarte mult digitalizarea cât mai multor servicii din Primăria Municipiului Roman. Am început deja demersurile pentru realizarea unui nou site și de asemenea pentru crearea acelei aplicații. Dar până atunci am luat decizia ca pentru o perioadă de 30 de zile, într-o perioadă de probă practic, să implementăm deja un sistem de registratură electronică. Este deja activ de marțea trecută și împreună cu colegii mei din primărie, din celelalte direcții și servicii, să identificăm numărul de utilizatori pentru a putea crea ID-uri și parole. E un sistem destul de simplu de operat, însă ne permite în același timp vizualizarea în orice moment a unui document, să știm exact la ce birou se află și de asemenea emite și avertizări în momentul în care se apropie de termenul final de 30 de zile de răspuns. Zic eu că este un instrument util, mai ales prin ceea ce ne dorim noi, ca într-o anumită perioadă cât mai multe documente să aibă un flux online. Este un pas înainte pe care l-am făcut și sper ca și colegii mei să se adapteze cât mai repede la aceste noi cerințe. De asemenea, tot pentru a veni în sprijinul cetățenilor, am regândit sistemul de numere de la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei. Acolo unde aveam un sistem destul de vechi, care nu mai era corelat cu nevoile actuale, am introdus un sistem asemănător cu cel de la taxe și impozite, dar care în plus permite ca pe bonul de ordine să îți completezi și numele pentru a evita diferite activități care pot apărea în legătură cu acest serviciu. Vreau să vă spun că săptămâna trecută, dintr-un număr de 283 de prezentări la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei la cărți de identitate, 73 au fost online. Promovăm în continuare acest serviciu de programare online, unde observăm că practic se menține un trend constant, undeva între un sfert și o treime din prezentări sunt pe online, ceea ce ne încurajează pe mai departe să promovăm acest serviciu de programare online și pe de altă parte să-l extindem și pentru alte servicii. Așa cum bine știți, ieri a avut loc și un incendiu pe strada Gloriei.
să spunem, din fericire nu au fost victime omenești, din păcate au fost pagube materiale. Am rugat colegii mei de la Direcția de Asistență Socială să identificăm soluții pentru a oferi un sprijin acestor persoane. Este vorba de o persoană în vârstă care are o pensie în jur de 800 de lei și fiica acesteia de 40 de ani, fără ocupație și fără venituri. Și vom încerca în limita posibilităților legale să oferim un sprijin acestei familii. Și de asemenea fac un apel și către romașcani, având în vedere că o mare parte din haine au ars și mobilier. Dacă pot ajuta, sunt convins că orice sprijin pentru această familie este binevenit. E un obiectiv pe care mi l-am asumat ca în jurul datei de 15 martie să avem gata sala de festivități. Pot să vă informez că lucrările decurg destul de bine. Suntem în partea de finisaje interioare, urmând ca până la sfârșitul săptămânii să turnăm șapa, să finalizăm extinderea scenei, astfel încât după jumătatea lunii februarie să putem intra cu mocheta și ulterior cu scaunele, cortina, un ecran și ultimele dotări în ceea ce privește instalațiile audio-video, astfel încât, așa cum vă spuneam, la sfârșitul lunii martie, când avem deja programate două activități, sala să poată fi funcțională. Aș vrea să mai aduc la cunoștința romașcanilor, în special cei care sunt conducători auto și parchează în locuri nepermise, faptul că procedural, în momentul în care nu este găsit la mașină conducătorul auto, li se lasă o invitație scrisă pentru a se prezenta la sediul poliției locale în vederea identificării conducătorului auto și după caz aplicării acestei sancțiuni. Sancțiune care poate fi avertisment sau amendă în funcție de faptul dacă persoana a mai comis abateri sau nu. Eu zic că este bine ca persoanele să meargă să se prezinte la aceste invitații, mai mult decât atât să știe și abaterea pe care au săvârșit-o și să nu o mai repete pe viitor. Și mai mult decât atât implică și o amendă pentru faptul că nu s-au prezentat la această solicitare, deci până la urmă o sancțiune tot există. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. Așa cum bine știți, miercuri începând cu ora 13 avem o ședință de Consiliu local, în care invităm consilierii la ședință. Mapele au fost deja date de vineri pentru analiză și în funcție de alte urgențe, dacă vor mai apărea, vom mai completa această ordine de zi. Începând de astăzi, de asemenea, începem și dezbaterile pe tema bugetului local pentru anul 2018. Așadar, vă invit pe dumneavoastră mass media în primul rând, dar și dacă sunt persoane interesate, astăzi la ora 12 cu instituțiile de învățământ. Și ulterior vă vom comunica un program complet, astfel încât dacă credeți că este necesar și util, vă așteptăm la aceste dezbateri. Da, legat de ședința de Consiliul Local, care aveți putut să pe ordinea de zi, în mod în privirea consiliului contractului pentru strângerea de gunoi. Și având în vedere faptul că la Consiliul n-a trecut de Consiliul Județean, în cazul în care se apropă la Român, ceea ce
întâmplat, care sunt efectele? Adică, nu. Obligativitatea există pentru toate acele UAT-uri care fac parte din zona 2, zona Roman, să aprobe acest nou tarif și până la urmă noi nu facem altceva decât să luăm act de o procedură care s-a organizat, care s-a încheiat și care are toate avizele necesare. Ceea ce ne bucură pe noi cel mai mult este prețul, pentru că până la urmă cu toții ne dorim ca pentru utilități să avem prețuri cât mai mici. În momentul de față, la Roman avem un preț de 9,99 lei. În urma acestei licitații și prin deschiderea stației de sortare, așa cum era de așteptat, prețul a coborât, va fi undeva în jur de 6,40 lei pentru fiecare persoană, ceea ce reprezintă un avantaj pentru fiecare romașcan. Și pe cale de consecință e și normal să aprobăm acest tarif. Eu sper că va trece și la Consiliul Județean, pentru că trebuie să se țină cont, în primul rând, de interesul cetățenilor. Interesul cetățenilor, în momentul de față, este să plătească un preț mai mic. S-a avut o sesizare cu că majorarea de taxe locale nu a fost făcută cu respectarea legii transparenței decizionale. În răspunsul dat de către primărie, apare cum că nu mai poate fi abrogată de Consiliul Local, pentru că și-a făcut deja efect. Da. Păi, asta nu înseamnă că, sau acolo nu, din răspunsul noastră, nu deducem dacă s-a făcut cu respectarea sau cu respectarea. Da, deci trebuie să avem noțiunea unor termeni juridici. Ceea ce s-a solicitat, conform legii, noi ca și Consiliul Local nu mai puteam interveni pentru că deja a produs efecte. Cetățeanul respectiv, sigur, poate ataca în contencios administrativ acea hotărâre și ulterior instanța de judecată va decide. Din punctul nostru de vedere, totul s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în vigoare, care prevede la un articol mai departe din aceeași lege că în situații excepționale acest lucru se poate face și fără acea dezbatere publică. Cum de altfel a fost o situație excepțională, am explicat-o de atâtea ori, acea reducere a impozitului de la 16% la 10% a generat pierderi de sume foarte mari pentru primăria municipiului Roman și atunci a fost o decizie pe care a trebuit să ne asumăm. Colegii mei de la informatic lucrează în această perioadă la configurarea acestui site. Prima dată vom vedea funcțiunile de bază care vor apărea și ulterior vom vedea și hostingul și ceea ce este mai departe. Câte locuri v-am 253 de locuri. 6,40 este per persoană sau per persoană? Per persoană. Așa. Acum, pe Facebook v-ați arătat nemulțumirea față de o parte dintre consilierii județeni care au votat împotriva unui proiect care ar fi fost în beneficiu orașului Roma. Vă rog să ne explicați și numărul despre ce proiect este vorba. Acolo a fost mai mult o reacție la un amendament care s-a făcut în privința alocării unor sume de bani. Eu vreau să vă spun foarte clar că toate discuțiile pe care le-am făcut cu conducerea Consiliului Județean s-au realizat numai la Consiliul Județean. Nicio discuție nu a durat mai mult de 5 minute și nu au fost decât discuții aplicate pe ceea ce interesa Romanul. Acele sume de bani sunt practic niște obligații de cofinanțare ale primăriei municipiului Roman la proiectele implementate în județul Neamț, respectiv Econeamț, cel de salubritate, și Aquaneamț, cel de extinderea rețelelor de canalizare de pe raza municipiului Roman. 759 de lei sunt de plată la Econeamț și 200 de lei la Aqua. Deci nici acei bani nu erau suficienți pentru a acoperi aceste datorii, ori acești bani în momentul în care vor veni
se vor întoarce înapoi către Consiliul Județean sub forma acestor contribuții. Nu sunt bani care să meargă la Primăria Municipiului Roman pentru dezvoltare. E dintr-o lipsă de comunicare. Colegii mei din Consiliul Județean nu au știut despre ce este vorba și cred eu din acest motiv s-au produs aceste nemulțumiri, dar sunt convins că se va trece peste. Trebuie să se scrie că consilierii interne au fost împotrivă și banii au venit sau vor veni la urmă cu ajutorul consilierilor PSD din Consiliul Județean. Da, a fost un amendament care nu a trecut la vot și a rămas proiectul în forma inițială cu... Se alimentează în acest fel zvonurile despre că în interiorul PNL Neamț este o scindare. Nu cred că... Nu cred că se poate vorbi despre o scindare. De regulă știți foarte bine că eu am încercat să țin departe primăria de discuțiile politice și de politică. Vreau doar atâta să vă informez că mâine la Roman va avea loc o ședință în care vom clarifica anumite neconcordanțe care au apărut în ultima perioadă și sunt convins că vom merge mai departe ca o echipă unită, așa cum am fost întotdeauna. Da. Da. Nu știu, acolo trebuie să decidă președintele partidului. Te rog, dar președintele Cosmanciu vine la Roman? Da, da. Nu astăzi, mâine. Dar consilierii județei PNL cumva nevotând au respectat directiva de partid să nu se voteze nici inițiativă. Eu cred că a fost o exagerare a interpretării unei adrese care se referea la cu totul altceva, în sensul în care nu se doreau colaborări de natură politică cu PSD-ul. Însă, în momentul în care tu ai comunități care beneficiază de pe urma unor proiecte de Consiliul Județean, ar fi absolut absurd să votez doar pentru că e inițiator unul sau altul. Adică dumneavoastră vreți să spuneți că există o diferență clară între proiectele de administrație, odată, da, care vin în folosul administrativului și mai departe, și chestiunea politică. Exact. Da? Da, da. Aici trebuie făcută diferență. Și cred eu că o vom face mâine. O vom face mâine în ședință. Exact, exact. Da, dar în interiorul PNL-ului, inclusiv la Roman, sunt voci care spun că au venit ăștia de la PDL și ne-au luat nouă tot care noi suntem PNL-iști vechi. Cum comentați afirmația? Nu o comentez, nu nici eu. Eu nu le-am auzit, nu am știință despre așa ceva. În momentul de față vorbim despre un singur PNL. Obiectivul nostru este administrarea comunităților noastre cât mai bine posibil și cât mai responsabil. De acord cu dumneavoastră. Dar politic, să sperăm, să vedem mâine rezultatul discuției. Sunt convins că va fi un rezultat pozitiv. Un domn de la Harpa, de la Piatra, am scris pe internet că eu nu am absolut nicio problemă în momentul în care orice cetățean are o suspiciune legată de o faptă penală, este liber să facă orice sesizare oriunde dorește. Însă, atâta timp cât există o procedură de licitație, cât această procedură nu a fost contestată, cât are toate avizele necesare, nu văd niciun motiv pentru a pune în practică acest tarif, care este un tarif care ne interesează pe noi toți, și dacă ulterior se demonstrează altceva, nu am nicio problemă, dar una e să lansezi astfel de lucruri și alta e să te opui la vot pentru un tarif mai avantajos pentru toată zona română. Aici ne referim. Locări,
Păi unde e echitatea că anul trecut am primit 2000 de lei la rectificare? Pentru cine? Pentru toate primăriile. Foarte bine, dar de ce n-au obținut mai mult? Sau, până la urmă, de ce să iei banii de la Roman? Asta n-am înțeles. Dar, dacă era o comunitate, ca să se ia banii de la Roman și pur și păi, vă spun eu, s-a solicitat luarea 700 de lei de la Roman și 200 de lei de la Piatra Neamț. 700 de mii sau 700? 700 de mii. 7 miliarde de lei vechi. Dar ceea ce ei spun că reprezintă 0,95% pentru a putea acoperi în condițiile acestea ca să încadrăm în acel colegi 35%. Am înțeles. Eu am explicat, cred, destul de clar. Faptul că ei nu mi-au cerut o părere, o vom clarifica mâine, așa cum vă spuneam. Dacă mă întrebau, le explicam ce era cu acei bani. Acei bani, practic, nu se întâmplă nimic altceva decât se întorc la Consiliul Județean. Ăștia 900 de lei. Nu, exclus. Exclus. Eu, din contră, cred că am avut azi un mesaj destul de clar în care v-am spus că vom avea mâine o ședință la Roman, unde vom clarifica toate aceste lipsuri de comunicare și ulterior vom ieși de acolo o echipă mai puternică și mai unită. Da. Deci noi avem undeva în jur de 140 de dosare. Dintre aceștia, apți de muncă sunt 86 de beneficiari și pe perioada iernii i-am folosit fie la aleile din parcuri pentru curățarea zăpezii sau acolo unde împreună cu colegii mei de la Direcția de Servicii Edilitare am avut nevoie pentru degajarea zăpezii. Deci ei, practic, au activat în toată această perioadă și au fost la dispoziția noastră. Vreau să vă spun că există o monitorizare foarte clară, cel puțin de vreo 3 ani încoace, a tuturor celor care lucrează, iar toți cei care nu și-au îndeplinit obligațiile de muncă nu au mai primit ajutor social. Da, din păcate se regăsește în continuare. Ieri nu eram în măsură să vă dau un răspuns pentru că nu aveam acces la aceste date. Astăzi pot să vă spun că a ajuns la peste 270.000 de lei. Din păcate, amenzi, da. Din păcate, pârghii pentru a determina plata acestor amenzi sau transformarea în ore de muncă în folosul comunității nu avem. Trebuie să existe acceptul pentru a presta aceste activități de muncă în folosul comunității, atât timp ce nu-și dorește, neavând nici bunuri personale, în lipsa unei alte legislații. Din datele noastre, te rog, din datele noastre existente, se pare că ea funcționează, lucrează undeva pe centura Coșanului, o colaborare cu autoritățile publice n-ar face posibil fie vederea ei la domiciliu, fie știu eu orice metode ca să o... Să păzească că e valoroasă. Da. Da, din păcate, vă spuneam, din păcate, din punct de vedere legal, Primăria Romană nu are foarte multe pârghii la dispoziție. Trebuie schimbată legislația pentru a fi mai drastică cu cei care au amenzi și nu și le achită. Atâta timp ce nu au bunuri. Avem foarte multe. Eu, dacă vreți, pot să vă dau un... Avem 6 amenzi de... 6 persoane cu amenzi de peste 100.000 de lei, de peste 1 miliard. Și din ce fond? Da. Deci, pe fondul... În top 5, să spunem, primele două sunt din prostituție.
270.000, vă spuneam, prima și 165.000 a doua. Și ați identificat mai învățat? Noi nu le putem identifica, sau chiar dacă le știm, nu avem pârghii. Sunt persoane majore și nu poți acționa asupra lor. Nu le poți stabili tu unde să locuiască și ce să facă. Vă dați seama, nu generează penalități amenzile, însă de la an la an tot avem aceste sume care apar ca și neîncasate. Dar din păcate, vă spuneam, neexistând pârghii legale la dispoziția autorităților publice locale, trebuie schimbată legislația la nivel național, plus o parte din aceste persoane, vă spuneam, primele două din prostituție, celelalte pe fondul consumului de alcool, producerii de scandaluri și așa mai departe. O parte din aceste persoane sunt și în închisoare. Spuneți-mi, când se va putea impune colectarea selectivă a deșeurilor, se trece operatorul sine, pentru că de ani de zile noastră, la un moment dat au plasat acele containere, acum nici măcar nu se mai găsesc acele containere și, pe de altă parte, mi se spune că este necesar să facem noi o colectare selectivă, dar când te duci acolo, n-ai unde colecta selectivă. Păi, depinde... Depindem prin implementarea acestui proiect, prin deschiderea zonei 2, prin stația de transfer și sortare de la cordon, vom putea implementa și acest lucru. Eu vreau să fac un exercițiu de memorie pentru dumneavoastră și să vă aduceți aminte cum era acum vreo 5-6 ani în urmă la centru de primire urgențe, când aveam un medic sau doi. Și ne era foarte greu să acoperim deficitul acesta de personal. Noi în momentul de față avem 12 medici care fac naveta din Iași, care au familie în Iași, au locuințe în Iași și fac naveta la Roman. Ori obiectivul principal al fiecărei autorități publice care are în subordine un spital de amploare a Spitalului Municipal de Urgență Roman este acela de a atrage cât mai mulți medici, cât mai mulți specialiști la acest spital. Eu cred că din partea comunității nu este un efort atât de mare acela de a oferi un 5.000 de lei care se împarte între acești 12 medici care fac naveta de la Iași, repet, pentru a presta activități la Roman. Mai mult decât atât, Primăria Municipiului Roman a fost mereu preocupată de a oferi soluții locative pentru medicii care doresc să se stabilească la Roman. Am cumpărat în fostul bloc cu bulină 5 apartamente care au fost date toate către Spitalul Municipal de Urgență Roman, tocmai în vederea ocupării acestora de către medici. Și mai mult decât atât, sunt în măsură să vă spun că în perioada imediat următoare se va semna la Agenția Națională pentru Locuințe contractul pentru proiectarea și construirea unui bloc de 20 de locuințe în zona ANL pentru specialiști în sănătate. Deci, ca să clarificăm, vreau să se înțeleagă foarte clar că acești bani care se vor aprova la ședința de miercuri se referă strict la medicii care fac naveta de la Iași pentru Spitalul Municipal de Urgență din Roman și care au situație locativă și familială la Iași și nu în comunele învecinate, pentru a nu înțelege careva că facem vreo discriminare. Se referă doar la aceste categorii de persoane.
Am să vă rog pentru această întrebare să vă adresați Spitalul Municipal de Urgență Roman. Știu că o parte dintre ei sunt și de pe centru de primiri urgențe. Întrebați-l pe el dacă are alte soluții. Voi lăsa în cazul în care va dori să se adreseze instanței. Este un drept al oricărui cetățean că atunci când se simte lezat de un anumit act administrativ să se adreseze instanței de contencios administrativ. Plecați de la premisa că și codul fiscal, de exemplu, are o prevedere legală care spune că pe parcursul unui an fiscal nu trebuie să modifici codul fiscal. Și cam de câte ori s-a modificat, a început. În ce măsură există șansa de a folosi din ideile acestea pe care le studenții de la întâlnirea și nu știință bugetul este atât cât este și mi-a spus că noi trebuie... Noi trebuie să gândim pe lângă bugetul de dezvoltare pe care îl vom prezenta, trebuie să gândim și necesitățile acestor categorii socioprofesionale și din puținul pe care îl vom avea, va trebui să ne adresăm tuturor segmentelor acestea și știți foarte bine că și la unitățile de învățământ, de exemplu, anul trecut am făcut cheltuieli de aproape 4 miliarde de lei în vară. De asemenea, va trebui să le luăm, să le prioritizăm cu toții și să vedem ceea ce este de făcut la fiecare categorie socioprofesională în parte. În primul rând, nu s-a încheiat încă luna, este prematur acum să vorbim despre acest lucru. Grosul cheltuielor materiale încep undeva de prin luna martie, când începe a se încălzi vremea. Noi, în momentul de față, așa vom bugeta cu 10% mai puțin decât anul trecut. La utilități, vă spuneam că la utilități, la gaz, am reușit să obținem un preț mai bun decât cel de anul trecut. Vom încerca la fel și la energie electrică. Fiecare categorie. Nu vom face cheltuieli de mobilier și așa mai departe. Deci, la asta se referă. Bineînțeles. Cheltuieli material, tot ceea ce înseamnă. Reducere la toate cheltuielile materiale. Sancționează oricum pentru că se face o poză în momentul în care se lasă invitația pe parbriz. Și sancționează pe cine? Proprietarul mașinii. Dacă proprietarul mașinii are permis? Pentru neprezentare. Da? Deci invitația este pentru a se prezenta păi, acolo. Și pentru că au primit... Păi dacă eu pun poză, fac poză... O dată pentru neprezentare și o dată pentru aparcare. Nu, pentru neprezentarea mea. Atât. Altfel, nu pot să sancționez, că nu știu pe cine să sancționez pentru cine a condus în... E pentru neprezentare. Deci oamenii oricum o e. Oricum o e. Da. Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu cred. Deci dacă ne uităm puțin la parcările din zona centrală, cel puțin, lucrurile au început să se schimbe.
că nu s-au rezolvat 100%, vă spun eu, nicăieri nu se rezolve 100%. Însă, dacă înainte se dădeau circa 50-60 de avertismente și 5-6 amenzi, astăzi pot să vă spun că se dau circa 100 de amenzi și 20-30 de avertismente. Lunar. Săptămâna. Săptămâna? Da. Revenind la nu există pârghi legale, județul Neamț are o sacoșă de deputați și de senatori. Dacă dumneavoastră ca primar sesizați cu o problemă care ar putea fi rezolvată prin schimbarea legislației, le atrageți atenția acestora să facă toate demersurile necesare pentru schimbarea legislației sau așteptăm să ghicească Bucureștiul prin aici trebuie coroborate dispozițiile naționale și cu cele europene. În momentul de față, legislația prevede că te poți îndrepta împotriva persoanelor care au bunuri pentru a trece la proceduri de executare silită. Sigur că în momentul în care se va schimba legislația, dacă se va schimba, vom lua și noi măsurile legale care se impun. De asemenea, un instrument foarte util pentru municipiul Roman îl reprezintă Asociația Municipiilor din România, care în ultimii ani a căpătat o importanță foarte mare și un partener de dialog al guvernului. Dacă vreți, putem să avem foarte mulți parlamentari, e un lucru foarte bun și încercăm ca fiecare dintre acești parlamentari să-și aducă aportul pentru bunăstarea comunităților din zona noastră. Însă să știți că un rol foarte important îl are guvernul. Practic, inițiatorul foarte multor legi și ordonanțe este guvernul. Și atunci, sigur că la un dat, va avea nevoie și de sprijinul parlamentarilor pentru a da votul. Noi vom încerca la nivelul Asociației Municipiilor să căutăm soluții pentru a propune guvernului pârghii mai ferme de constrângere a acestor persoane să-și plătească amenzile, însă nu văd și din punct de vedere al legislației comunitare care ar putea fi acestea, pentru că nu poți să obligi un om să muncească fără voia lui pentru a compensa aceste amenzi. Pe de altă parte, bun, sunt de acord cu dumneavoastră, dar statul trebuie, sigur, guvernul trebuie să facă niște calcule, statul ar însemna să cheltuie suplimentar pentru acele persoane. Că ai ține într-o închisoare, generează costuri. Dacă e să ne uităm un pic, sunt persoane care preferă mai mult. Deci, Nu vorbim de infracțiuni, atenție, nu vorbim de infracțiuni, vorbim de contravenții. Este ilegal în România. Este discriminată, nu mai poți să definiți. Deci... ea este amendată pentru chestii care... Bun, e contravenție, nu infracțiune. Domnul primar, vorbesc da. Cu parlamentarii din județul Neamț și din Roman să propun un proiect de lege pentru da. Legalizarea prostituției. Și s-a rezolvat problema. Și legat de aceste lucruri, știm cu toții că la Roman am avut în anii anterior și o serie de condamnați de lux care trebuiau cu suspendare, dar trebuiau să facă muncă în folosul comunității. Puteți să ne spuneți, fără nume, fără asta, unde au făcut aceste... Toate deci toate aceste categorii de ore de muncă, de sancțiuni penale până la urmă, sunt foarte atent monitorizate. Vreau să vă spun că fiecare persoană, indiferent de statutul social pe care îl are, a prestat aceste activități în funcție de zonele în care am avut nevoie și de perioada anului în care a venit aceste sancțiuni. Noi ne dorim ca zona serelor de pe strada Ogoarilor să se dezvolte.
foarte multe activități desfășurăm în ultima perioadă acolo și aceste persoane au fost folosite și în această zonă a serei sau pentru, la spații verzi, pentru amenajarea spațiilor verzi. Da, e o declarație nefericită, atât comentez. Și că n-ați plătit fundația. Da. Organizația de la Roman a plătit fundația. Da, eu nu am văzut această informație. Vă spuneam, nu intrăm aici în astfel de discuții, le vom clarifica. O întrebare legată de sala de festivități, spuneați de echipamente audio, există sau urmează să fie cumpărate? Urmează, deocamdată s-au realizat doar rețelele electrice și ulterior acestea vor fi achiziționate și montate când va fi gata. Înseamnă că angajați un inginer de sunet? Nu. Există un organigram? Nu există. Cu cei de la administrativ vom face această treabă. La fel cum am făcut și înainte. Nu. Exclus. Nu. Aici, în momentul de față, nu, pentru că nu avem unde să o dăm. Am preferat în acest an să nu ridicăm zăpada din zonele centrale ale orașului, tocmai pentru a face economii. Și nu e o cantitate așa de însemnată de zăpadă. Nu, în principiu. Doar în apă, nu. Da. Deci nu avem probleme din punctul ăsta de vedere. Spuneați că nu colectați zăpada din zonele centrale, dar parcările plate se sesizează românsca într-o plătesc și ar trebui dezăpezite. Păi, parcările cu plată, dacă vor citi contractul pentru parcare... Astea publice. Da. Eu din ce văd, în momentul de față, se parchează bine pe zona în centru. Eu am parcat. Nu chiar spre favorit, sunteți mai domnul. Spre favorit? Sunt fără plată. Sunt parcări de reședință spre favorit. Da, dar sunt parcări de reședință. Sunt parcări de reședință și atunci e obligația celui care are locul de parcare. Da. Spune de acel incendiu și ați solicitat un sprijin. De aici mi-a răsărit o întrebare. Locuințele, conform legii, trebuie asigurate cu cele trei indicatori obligatorii. Incendiu, cutremur și inundație. Acea locuință nu era asigurată? Sau există o statistică la nivelul municipiului? Tot conform legii, societățile de asigurare ar trebui să comunice la dumneavoastră locuințele asigurate și să dați amenzi. Dacă există o statistică cu locuințele asigurate din municipiul Roman, conform legii, pe cei trei indicatori obligatorii anuali? Da, în momentul de față nu ne-a venit nicio comunicare de la societățile de asigurare. Da, clădirea primăriei este asigurată la cutremur și incendiu? Ați asigurat cutremur? Dar nu e. Da, deci sunt acele dezastre naturale. Da. Nu, incendiu nu-i. Nu, incendiu nu-i. Bun. Cu tremur sau... Asigurare poate fi extinsă și la incendiu. Sigur că... Este asigurată în funcție. Nu am această informație. Școlile? La școlile. Școlile din câte știu, da. Deci, a, da. Avem. Deci eu știu că avem autorizații ISU pe toate, mai puțin Colegiul Tehnic pentru Poni, unde se lucrează în această perioadă la documentația de autorizare. Restul, toate școlile sunt autorizate. Și vis-a-vis de sala de festivități, va exista tot o singură intrare, corespunde normal? Da, da, da. Da, da, da. Nu e problemă. Nu e problemă. E o sală existentă, eu n-am creat o sală nouă. Nu, pentru autorizarea de spectacole de la ISU. Știu că ei cer încă o cale de acces și...
Este. Pe unde? La era conștientă. Păi, în creșma. Evacuare. Dacă e creșma închisă. Nu când am avut închiriat. Și dacă e creșma închisă, cum? Da, o să vedem la momentul potrivit. Haideți, în primul rând, să fie cât mai repede gata sala. Asta ne dorim cu toții. Da, vă mulțumesc.